Laudă peste laudă pentru noul antrenor al celor de la Rapid București. Înainte de duelul direct dintre Poli și gruparea din Giulești, antrenorul alb-albaștrilor a ținut să își arate respectul pentru Marius Jumudică, subliniind asemănările dintre cei doi. Eu mă bucur că, chiar mă bucur că să-l revet pe Marius Jumudică, un antrenor, el, viața lui a fost un însemănător cu al mea, zicem așa, pentru că și el a fost în Portugalia, și el a învățat limba portugheză, el a respectat mult Portugalia și el acolo e respectat. Și eu încerc să fac ce a făcut el în Portugalia, să fac și eu aici, să fiu respectat și eu. Suntem foarte însemănători și la multe puncte, invigator, mentalitate de invigator. În ciuda binelui pe care îl dorește lui Marius Jumudică, Toni da Silva vrea cu orice preț să fie el cel învingător în duelul de vineri seară și astfel Poli să mai acumuleze 3 puncte importante în economia clasamentului. Și îl dorește tot succes din lumea la Marius Jumudică pentru tot asta, istoria lui petrecută în țara mea și ce a făcut acolo. Și eu încerc să fac acest lucru aici, le doresc cel mai bun, numai că vineri nu. Vineri eu vreau să-i castig și din cum încolo să-l dorești, pentru că e un om care eu cu mentalitatea lui mă revăd mult la el ca invigator și ce a petrecut el în Portugalia și eu aici în România. Meciul dintre Polia și Rapid București va avea fluierul de start vineri la ora 22.